ce bun. Îmi pare rău că te-am lovit, frate, dar noi ne iubim. Ne iubim. David, eu vreau pe David oricum, indiferent. David. Vino la tata, Mariana, vino la tata. Fetelor. Bună dimineața, fetelor! Auziți, nu vă supărați! Dar dintre toate de acolo, numai hainele mele ați putut să le îmbrăcați? Bună dimineața! Bună dimineața, Mona! Ce faci, Mona? Bravo, Mariano! Tu Adidas și pantalonii, Mădălina tricou, Adriana tricou... Ce faci, iubita mea, Mona? Vă place? Apoi haina asta! Vreau să vă spun, apoi haina asta de iarnă! De ce? Dă-te așa, spui și eu! E a mea, Andrada, e a mea! Cine zice a mea? Și cămașa? Și cămașa? Tu, Cristi? Cămașa? Eu, Cristi, ce? Georgiana, că stă bine, ce? Îmi asta nu-i pare cum arăt. Păi, dă-te așa, frate. Aia lungă albă, ea mea. Nu mai pot așa. Eu sunt Achebono, ați înțeles? Poftim? Achebono! Eu sunt în gără! Că stă bine cu geanta aia, de unde ai luat-o? Eu sunt în gără! Am găsit-o acolo, pe masă. A, și știi a cui e? În bazar a găsit-o. Băi, Achebona, vă rog, Achebona, da? Nu știi? Hai mă, dă-te de aici. Eu știi acolo, nu? Mona, iubito, ce a faci? Asta. A mea! Să vezi tu, Mariana, cum ești. A cui sunt ăștia? Vrei să spun a cui e geanta aia, Achebona? A cui sunt ăștia? Al ai Bianca-i. Bianca, Bianca. Așa, așa, Bianca. Rollerul e al meu. Auzi, dar cu ăsta ce ați avut de a scos ochii? Din asta, ce ați avut cu el? Dar nu e al nostru. E din sezonul trecut. Dacă ești bărbat și ai ceva de spus și tu referitor la subiectul Mona, go ahead, că George nu se supără. În afară de faptul că nu și-a dat numele și că n-a spus de ea că e dansatoare din primele zile. Soră, da, când a venit în emisiune, a spus că a făcut video chat? Ai denigrat-o pe soră mea? Niciodată. În primele trei zile. Ce a făcut, cu ce am denigrat-o? Tu cu Achebono treceți de la... o extremă la alta. Da, bine zis. A, cred că vom rămâne cei mai buni. De ce ai spus cei mai buni prieteni? Așa am început să-l văd. Frate, tu ai avut numai topuri de femei, tu ai numai etichete, tu mai ai și aveai pantaloni. E greu cu mine, frate, n-ai ce să faci, e greu cu mine, prea top, uite, greu.
încetează, ia 10 ore când ne faci să mă simt prost, că tu ai avut topuri, te-am lăsat în pace, că tu ai etichete, că tu ai... Nu ai, frate! Râzi de mine că cer să am o relație? A fost relație. Distanță. A fost relație. A doua zi iubire cu buchet de flori și cu inel. Auzi? Auzi? Dar dacă râzi de el, de el de ce nu te iei? Consider că dacă erau prieteni amândoi, nu mai existau discuțiile astea. Și de ce nu sunt prieteni din punctul tău de vedere? Pentru că nu au încredere în el. Bă, frate, n-am încredere în tine, pentru că te cred o persoană diabolică. Ești în continuare de aceeași părere? Părerea asta am susținut. Fata cu care am ieșit la date nu este aleasa inimii mele, ca să spun așa. Dar cine este aleasa inimii tale și noi nu știm? Voi spune cele mai votate trei fete, no, dar într-o ordine aleatorie. Vom afla top 3 și în cazul băieților. Vreau să vorbesc cu Cristian! Ăla, mă, ce frumos ești, Cristian! Ești Cristian cu vesta galbenă! Cristian! Vreau să vorbim și eu cu David. Cu altfel. Eu sunt Achebonu. Îmi pare rău că te-am lovit, frate, dar noi ne iubim. David? David? Eu vreau pe David oricum. David? Da? Ce părere despre asta? Andrada, nu te auzi. Nu, David, da, care David? Uite, ați nu mă bag în seamă. Da, tu ești Achebonu, ea e da. A, eu sunt Achebonu. Băi, da, tu bă, nu mă sper deloc pe stică. Eu sunt David, eu. Unde să mă uit în care camere pe David? Să vină o femeie acolo. Vreau și eu să vorbesc cu David. Nu mă înțeleg, nu mă înțeleg. Poate strigă femeia, pupă, du-te și pupă, pompolăule. David. Eu sunt în Galați și am femeie. Au spus fetele că... David, mergi și pupă, hai David, mergi și pupă! Dacă îi dăți înapoi! Băi, eu mă duc! Hai, hai, închisă ușa, fetelor, dați cheia, că mereu când vin eu nu știu să-ți cheia. Bine, David, cu cheia, Andrada, stai potolită. Mariana, fi mai vocală puțin, că nu mă imiți. Andrada, când ți-am zis că nu e bun pentru tine, tu ce-ai făcut? Vorbește-le că mai tare. Eu ce ți-am spus că nu e bun pentru tine, David? Vorbește un pic mai tare. Dar nu m-am văzut. Nu mă aud. Eu vorbesc cu Andra, dar n-am treabă cu David. Lăsați-l corcu. Eu îl înțeleg, eu îl înțeleg. Îi mai un pic mai, dar o să-și dea seama după asta mai târziu. Îmi revin. Îți revin? Haide, te-a fost eu. Mă jur că nu fac. Să-și revin, o să-și revin. Eu am încredere, nu-i mai dau timp. Bună, dimineața asta nu mă cer deloc. Să ne mai cunoaștem, a spus să ne mai cunoaștem. Lăsați-l, nu-l mai atacați. Eu atac pe cine vreau, când vreau și cum vreau, că eu sunt de la Galați. Ce face iubitul meu, fotbalist? Ce face iubitul meu, fotbalist? Unde e fotbalistul meu? Da? Andrada! Asta, iubito! Andrada! Vreau să te văd, iubitule! Andrada! Nu ți-aud vocea! Dar de ce porți geanta aia cu tine în emisiune? Știi că nu e frumos să intri cu geanta în emisiune? Am uitat-o pe mine din cauza lui. Păi ia du-te și lasă-o în vestia. Mi-a luat David mințile, vă rog. Ia lăsați-mă și pe mine. David, ce părere ai despre asta? Mona, iubito, ce faci? Cristian. Mona! Băi, să mă iertați. Mai vrei să mai vorbești cu mine? Pe Mona, nu. Bine, iubito, tu ce faci? Bine, ce faci? Iubitule. Mai visat azi noapte, iubito? Iubitule, da, eu sunt Mona, da. David, să știi că am primit un mesaj și un print, precum că vorbești cu o fată. Bă, nu ți-e rușine. David? David! Lăsați-l că sunt printuri reale. Lăsați-l săracul că n-are glas în dimineața asta. David, trebuie să mai place lui Andrada rolul Achebonu. David? Da? David, chiar ești... Mai fost informată și... Am fost. Lăsați-l cu sus și s-a pierdut, am văzut de mine. Așa. Eu am încredere, nu-l până la capăt. Îți dau dreptate. Andrada. Așa râs. David. Așa râs.
Te imite perfect. Andrada, poți să-mi răspunzi și mie la întrebare? Să știi că ești dacă nu mă iei în considerare. Andrada? Eu nu sunt Andrada, sunt David. David, mă, nu, da, David. Voi lupta. David. Tu erai Andrada, e bonu. Vei lupta? Da, bă, uite cum îl imită pe David, că aud-o pe sus. Frate, mai cu tupeu! Mai David, mai ce vorbește, mă! Voi că nu te lăsăm să vorbești și tu te lupi. Vorbește, Mădălina, ai uitat cel mai important gest al lui David. În momentul când se pun camere pe el, face-o de asta de focusare. Face-o de asta și da, așa. David, se focusează. David, crezi că putem să rezolvăm problemele aici sau o să le rezolvăm separat? Alexandra! Vom merge acasă. Dacă Alexandra! Nu... Ce treabă ai tu cu mine? Da, dar noi n-avem treabă. De ce ai dat mesajul redacției tale? Bianca! Nu știu că se pierde, Bianca, dar... am văzut că dacă nu... De ce ai dat mesajul redacției, David? Fulgeri! Bianca! M-a auzit, Bianca? Am văzut că dacă nu cer cadru cu tine, ce nu cer cu tine? Andrada! Alexandra, vreau și eu să știu ce ai cu tine astăzi. Da, 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 vreau și eu să port o discuție cu Bianca Fulgeri. Aolea, nu mă echipați că acum o să ne apare pe televizor, că nu înțelegem. Alexandra! Și promite... Andrada! Iubitule, iubitule! Deci care vrea să vorbească cu Alexandra? Eu sunt Alexandra. Aelțul! Aelțul! Da, da, da! Ce ești așa tăcută? Eu sunt Alexandra. Te rog frumos, fată! Dă-te de acolo! Eu sunt Alexandra! Dă-te de acolo! Nu mai te băga surioara mea, da? Astăzi? Ce-i cu tine? A primit un mesaj. Ne-a spus și nouă că a primit un mesaj. Adriana? N-am mai vorbit cu fetița. Da. Alo? N-ai mai vorbit cu ce? Tu trebuie să înțelegi că Alexandra te ține sub controlul ei! Revino-ți la realitate! Te rog frumos! Bagă-te, fată! Bagă-te și tu, fată! Mai ajută, dacă mai mă înjuri! Dacă mai mă înjuri! Dacă mai mă înjuri! Dacă mai mă înjuri! Dacă mai înjuri! Dacă mai înjuri, mă fiu părul tău! Ai înțeles? Ai înțeles? Ai înțeles? Alexandra, să știi, știi, nu mă nepotez! Băi, dar cum îți permiți, mă? Lăsați-mă și pe mine să vorbesc atunci când vorbesc, eu vă las dacă mai mă și n-am jucit pe nimeni! Mă fiind în părul tău, mă fiind! Hai înțeles? Tu nu ai dreptul să vorbești pe mine! Tu nu mai ai niciun cuvânt! Eu sunt o femeie asumată! Nu mai ai niciun cuvânt! Te știi că... Te știi? Ce e? În jur! Mariana! Bătă-n! Vă bat și vă... Alexandra, nu mai vrea figurile astea pe tine, că nu stă bine, crede-mă! Surioară, dacă ai nevoie de mine, să-mi spui, da? Nu mai vrea figurile astea pe tine, că nu stă bine! Lasă că vin tu înapoi, dar tu te crezi că îți putezi la pachet? Cu tine! Alexandra, pe soarta, de ce n-ai luat-o cu tine? Ai uitat-o pe Adriana în spate, ia-o și pe Adriana! Lasă-mă, fac, nu prea mă enervează... Dacă tot ați venit aici la pachet, ia-o și pe ea, un termen! Ea a început să-mi juri pe ea, n-a început... Te-a mai băgat seama cu mine! Alexandru! Să știi că mie mi-e frică de Dumnezeu și atât, da? O să ce fac, îmi asum! Nu, fata! Bravo! Vorbiți frumos cu Mariana, nu mai vorbiți așa, ceva de carte! Fata, m-am supărat! Vai, fata, dar cât... M-am supărat, fata! Cât să buiți aici? Pleca, 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 tu cine ești? Bă, cu cine vă pe așa? Nu ești unul dintre ei. Alexandra, Alexandra. A zis că au ocupat două locuri. De ce mai dați intru pe acasă? Acasă cu voi, că nu e locul vostru aici. Pleacă acasă. Ocupat două locuri. De ce mai dați? Când vorbesc, să mă lași și pe mine. Alexandra, Alexandra. Surioară. Alexandra. Surioară, ți-a căzut rujul. Spune și la băieți, că băieții toți s-ar în capul meu. Cine a început să-mi jure primul? Prima. De ce ți-am spus? Eu nu mai am stat jos și tu ai început să-mi juri. Și la un moment dat am început să sar și eu. Dar nu mi se pare normal. Alexandru, de ce vorbești așa urât? Deci eu chiar n-am... Spune Mona, Mona... Deci, când a ridicat unul la mine, eu am zis ce am zis într-adevăr când am zis că... Cine a început să arunce? Nu zic ce, dar a zis când îți una, așa, i-am zis... Cine a zis? Deci așa să nu-ți la voi.
stai. Alexandra, tu ești de vină în totalitate. Nu mai încerca să te scuzi. Tu mi-i lași, bă, urecheatule, să vorbesc și eu. Urecheatule. Să vorbesc așa. Din punctul meu de vedere. Vezi că poate nu mă dată din tine. Nu vă este rușine că Mădălina este o fire foarte sensibilă și m-am uitat și la Mariana cum plângea. Cum plângea acolo afară, că era foarte speriată. Nu mai plânge. Mona este foarte puternică. Ați văzut? Aveți chestia să le duci. Vin încoace. Haide! Haide! Bă, dă cheia, bă, dă cheia. El e mereu în casa noastră. Bă, cheia! Ar fi ca fără cheie. Hai, Davi! Ai și tu! Davi, hai! Hai, voi! Putea să zi, mă! Nu puțin, mă! Putea să zi! Ceasă! 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 Cum, mă? Putea puțin! Putea, mă! Alexandru! Dar nu ți-a puțin rușine, Alexandru! Eu toată săptămâna am ieșit și fonat din cauza ta. Mariana, nu mai e pe urmă! Acest moment... Mariana, vino la tata. Nu mai plânge, George. Vrei ceva de la cofetești, George, ce faci? I-am zis, fata lui tata. Uite, e George. Hai, dar eu mă dai pe zi. Am standard de mult prea înaltă, dar nu e așa, să știți. Da, deci mă faci să cred că toată lumea din casa fetelor n-am dreptate. Hai să ieși mă fac. Nu, eu te țin pe tine. Ce tu... Și tu? Da, vină în coate! Da, e frică de mine! Puteți să îl băgați pe postul meu cel în conexiune să vedeți deci câte capacități. I-am dat eu! Doamne! Câte capacități mi-am dat eu! Sigur că tu ești, Andrea, dar sigur mai tare! Măi! Măi! Ce-ai făcut aici, bă? Măi! Ce facem, o rupem asta? Arunca faza! Păi ești de aici, Fona! Mie nu e frică de nimeni, da? Gata, nu! Nu, nu, nu! Mă, dar de ce faci asta? Mă, nu mă gândeam că... Hai la ei de bere! Lăsați-i! Băieți, hai dă-ți acasă, băieți! Băieți, Ana, ce faceți mie? Fetelor, calmați-vă! Trebuia să fie bătaie cu verde! Ți-am spus că e fire bine, ți-am spus, da? Cu-tu-tu-le, Harlem Chase! Ți-am spus! Harlem Chase! Harlem Chase! Harlem Chase! Ai ne stricați casa! Mie nu e frică de nimeni, da? Am vrut și eu să-mi anunț cuplul și mi-a stricat ziua! Nu mai suport! Nu mai suport! Am călcat porășii. Paul! Băia tu! Ce-ai pățit? Mi-a făcut George cu perna în ochi. Ce mai suport? David? David? Ia-ți florile înapoi, a? David? Scainele mele s-au lucruri. David, vină puțin. De măturifile puțin. Bă, dar de ce faceți din asta, mă? David, unde ești? N-am forță să știi. Ți-am adus un buchet de trandafiri. Acum vă rog să arăgeai să rog. Mariana, camera roșie. Bă, tu mă faci cu mine. Hai să mergem. Bă, tu mă faci cu mine. Bă, ești atât de violentă. Bă, nu te duc în casa mea. Bă, 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 bă. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.